Vă salut, dragi prieteni, bine v-am găsit! Astăzi o să vă prezint voliera mea. Am mai făcut-o și în videourile trecute, dar acum vreau să vă prezint voliera puiilor. Aici vom ține tineretul după ce îl vom înțărca. Aici vom ține tineretul. Aici avem și niște cuibare pe care le putem vinde, dar doar în județul nostru, în județul Olt. Nu se pot trimite prin poștă pentru că transportul este foarte scump, dar poate o să facem un video în care o să vorbim numai despre cuibare. Cum vă ziceam, acum o să vă prezint voliera în care ținem puii. Așa arată voliera puiilor. Am ales în locul odihnitorilor să facem aceste rafturi, care cred eu că sunt mult mai bune. Așa. Aici avem compartimentul puiilor. Așa arată el, compartimentul puiilor, hrănitoarea puiilor. Așa arată compartimentul puiilor. După cum puteți observa, aici avem și cuibarele ce o să le folosim pentru matcă. Bineînțeles, acestea o să le spălăm, o să le dăm cu var, să le văruim, să arate ca și noi. Totodată le și dezinfectăm. Aici avem păhăruțele pentru fețele de boxă. După cum puteți observa, mai avem și aici, o să le scoatem, păhăruțele. Dar asta o să vi le prezint atunci când o să punem porumbeii la împerecheat. V-am prezentat. După cum puteți observa, voliera puiilor are o lungime de 6 metri jumate pe 8 metri lățime. În partea asta o avem compartimentele de la matcă. O să le prezentăm și pe astea. Aici am făcut o măsuță ca să putem ridica adăpăturile la 50 de centimetri deasupra solului. În felul ăsta praful o să pătrundă mult mai greu în apă, fiind mai sus. După cum puteți observa, apa stă mult mai limpede. Adăpători care le avem puse pe acele încălzitori pe care vi le-am prezentat. Mai jos avem hrănitorile pentru grituri. Le-am și compartimentat. Într-o parte avem minerale, în cealaltă scoică, piatră, cărămidă. O să intrăm. Deocamdată aici avem numai femelele. Cât de curând o să le punem în pereche, pentru că ușor se încălzește și la noi. Le-am închis compartimentele. Așa putem observa. Hrănitorile. Pentru cei care îmi urmăresc canalul, se pot observa și câteva îmbunătățiri ale volierei. Tot așa le-am mai făcut niște rafturi pe laterale.
O să intrăm și în compartimentul unde ținem masculii. Aceeași treabă și pe partea asta. Am făcut o măsuță unde punem adăpătoarea și hrănitoarea de grid. Ele nu mai stau pe sol și atunci e mult mai bine. La fel aici avem numai masculii. Așa, o să-i dăm puțin înăuntru. Mascul. Vezi? Așa arată exteriorul, terasa noastră. Am uitat eu să vă spun, și terasa o avem acoperită, deci apa nu pătrunde. Vedeți, despre aceste rafturi vă vorbeam. Sunt în loc de odihnitori, dar eu zic că sunt mult mai practice decât odihnitorile. Porumbei se pot odihni. Aceasta ar fi voliera mea. Sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, așteptăm să primim un like. Dacă vă place acest video și cu ce am prezentat în el, cu voliera, porumbei. Aceasta a fost scurta mea prezentare a volierei. O să mai venim cu videouri de la volieră. Și o să terminăm acest video cu ce am început. Cu prezentarea volierei pentru tineret. Aici o să ținem tineretul. El este acoperită și terasa. Sper să vă placă și până data viitoare vă urez toate cele bune.